În actualul context pandemic, dar și în apropierea sărbătorilor de iarnă, oamenii au nevoie de credință. Duminică, echipa PMP a fost printre cetățenii din zona de nord a județului Mehedinți, unde au aflat faptul că reprimarea credinței de către actuala guvernare îi dezamăgește enorm pe cetățeni. Educația, credința și sănătatea. Acesta este motoul Partidului Mișcarea Populară, un partid al valorilor și al echilibrului, care a pus mereu interesele cetățenilor pe primul loc. Candidații PMP la alegerile parlamentare din 6 decembrie vin cu soluții concrete pentru adevăratele nevoi ale oamenilor. Cetățenii din zona de munte a Mehedințului, cunoscuți ca fiind oameni cu credință în suflet și cu frica de Dumnezeu, și-au arătat dezamăgirea față de actuala guvernare, care se pare că au ca obiectiv reprimarea credinței în rândul tuturor românilor. Ion Cupa, alături de cetățeni, a transmis un mesaj clar către Guvernul României. Biserica trebuie să fie un partener pentru stat, iar credincioșii trebuie respectați. Măsurile de siguranță nu trebuie să încalce libertatea religioasă. Suntem în Baia de Aramă în campanie electorală pentru parlamentare. Suntem cu o echipă destul de numeroasă. Încercăm să respectăm regulile de pandemie pentru a nu deranja autoritățile. Ce vreau să transmit eu de aici, de la Baia de Aramă, vreau să fac o solicitare pentru Guvernul României să aibă în vedere că România, oamenii din România au nevoie de două lucruri esențiale în perioada asta foarte importantă. Adică avem 1 decembrie, Ziua Națională a României, o să avem Moș Nicolae, o să avem Pițărăi, o să avem Crăciunul și Revelionul. Două lucruri foarte importante le solicit eu de aici, de la Baia de Aramă, în numele oamenilor, să lase oamenii să se manifeste prin credință, și asta vine de la un partid creștin-democrat, cum suntem noi cei de la Partidul Mișcarea Populară, adică bisericile să primească oamenii în aceste sărbători foarte importante pentru români. Și, în al doilea rând, cât de rapid posibil să se deschidă școlile, pentru că avem nevoie de educație și de credință. Aceste două lucruri sunt esențiale, după părerea mea. Alături de cetățeni și nevoile lor s-a dovedit a fi și Florin Gagea, candidatul PMP la Senatul României. Cunoscut ca un om al valorilor, acesta dorește să reprezinte Mehedințul în Parlamentul României, bazându-se pe corectitudinea de care a dat nevoie în fața cetățenilor, dar și de vasta experiență administrativă. Zona de munte a județului Mehedinți, în urma vizitelor noastre repetate, observăm că din ce în ce mai multă lume vine alături de echipa PMP aici la Baia de Aramă. Am continuat să discutăm despre investițiile noastre în infrastructură și pentru posibilitatea județului de a se dezvolta din punct de vedere economic. Suntem aici lângă piața din Baia de Aramă, care a rămas deschisă. Totodată ne-am oferit sprijinul către producătorii agricoli locali ai zonei românești și ai județului Mehedinți. Mă bucur că s-a luat această decizie și astfel agricultorii reușesc să-și vândă produsele în prag de iarnă. Cătălin Vătămanu, candidat PMP la Camera Deputaților, un tânăr de perspectivă care vine în slujba semenilor depunând eforturi substanțiale, astfel încât mehedințenii să aibă un trai cât mai bun. Curăm foarte mult astăzi de vizita domnului președinte în Baia de Aramă. Și ne bucurăm foarte mult inclusiv și de mesajul pe care dumnealui l-a transmis. Suntem prin mesajul de campanie pe care îl avem, educație, credință, sănătate, unul dintre singurele partide care am sprijinit efectiv tradițiile și credința noastră strămoșească. Vreau să vă spun că am fost foarte, foarte bine primiți aici în nordul Mehedințului, pentru că omul de la munte este mult mai aplicat spre spiritualitate. Iar mesajul nostru al PMP-ului și al președintului nostru, candidatului nostru la Camera Deputaților, a fost foarte, foarte bine primit. Mulțumim foarte mult pentru acest lucru și vă asigurăm că aici o să scoatem un scor bun. Mehedințenii din zona de munte susțin candidații PMP pe data de 6 decembrie, întrucât atingerea obiectivelor pe care aceștia și le-au propus reprezintă rezolvarea nevoilor reale ale cetățenilor. Pe cine votați? Partidul Mișcarea Populară, bineînțeles. Sperăm să se schimbe ceva și pentru noi. Susțin PMP-ul, deci partidul e un partid tânăr, e un partid dornic de a realiza ceva, fiindcă de vorbe ne-am cam săturat, de vorbe fără fapte.